în privința stării polivalente. Soluțiile acceptate de către primărie pe baza expertizei independente organizate sunt următoarele concluzii puse în vedere. 1. Oferta ACI a fost declarată neconformă. 2. Am reziliat sau vom rezilia contractul cu Kona, actualul constructor al sălii polivalente. 3. Vom organiza o nouă licitație pentru finalizarea sălii polivalente. Între timp, se va realiza conservarea lucrărilor existente la sala polivalentă pentru a nu fi deteriorate lucrările pe parcursul perioadei de iarnă. Această lucrare se va efectua cu cei care au făcut până la acest stadiu sala polivalentă, mă refer la Kona, în speranța că până la începutul primăverii în 2013 vom avea rezultatul noului constructor pentru finalizarea sălii polivalente. La sfârșitul anului 2013 ne așteptăm ca sala să fie terminată și dată în funcțiune. Dacă primăria a primit ceva la rectificarea bugetară operată de guvernul Ponta. Și cum comentați această rectificare? Cum vi s-a părut? Primăria nu a primit niciun fel de bani de la guvern. Mai mult decât atât, există o solicitare din partea Ministerului Finanțelor pentru a se returna cele 2 milioane de lei, 20 de miliarde de lei vechi acordați Spitalului Municipal Clujana, Spitalului nostru, pentru faptul că n-ar fi îndeplinite condițiile legale. Eu am făcut precizarea că această alocare s-a făcut prin hotărâre de guvern. Consiliul Local a repartizat banii pe datorii pe care Spitalul Clujana le avea. Spitalul Clinic Clujana, vreau să știți că este în patrimoniul municipalității și, în consecință, cred că decizia Consiliului Local a fost una corectă. Urmează ca mâine Consiliul Local să se pronunțe pe această solicitare a Ministerului Finanțelor. Început cu 1 septembrie se pune în practică programul Un copil, un arbore. Toți cei care vor veni la primărie să ridice certificatul de naștere al copilului vor opta în manieră deschisă dacă doresc ca în acest oraș să se planteze un copac cu numele copilului lor. Și, în consecință, dacă vor opta pentru da, atunci primăria îi va anunța cu privire la perioada anului când se vor planta arborii, alocațiilor aferente, invitându-i să planteze personal sau primăria să planteze în locul lor, în municipiu, un arbore pentru fiecare copil al comunității noastre. Ca să fie bineînțeles mai înainte, cu privire la bani. Deci este ca în bancul cu bicicleta. Nu i s-a dat, i s-a luat. Deci primăriei nu numai că nu i s-au dat bani, ci se încearcă de la sănătate, de la spitalul clinic, să se retragă 20 de miliarde de lei vechi. Repet, bani care au fost deja alocați de către Consiliul Local, cheltuiți de către municipalitate și de către spital, pe ceea ce înseamnă datorii ale spitalului la diversi furnizori sau pentru medicamente. Președintele Consiliului Județean spunea că va trimite la primărie corpul de control să verifice modul care s-a autorizat blocul tur pentru care a ieșit. Da, au fost și le-am pus la dispoziție documentele necesare. Spuneți-ne vis-a-vis de universitate, cum comentați de decizia Maria Prodan de a muta Universitatea de la Cluj? De a anunța că mută. Eu pot să vă spun că tot ce va fi cu putință din punct de vedere legal și uman voi face pentru Universitatea Cluj. Cei 10 miliarde de lei vechi îi avem în buget, nu m-am atins de ei, sunt pregătiți ca imediat ce cadrul juridic ne permite să fie virați Universității Cluj. De asemenea, am făcut și public și privat demersuri în rândul oamenilor de afaceri de a sprijini Universitatea. Vom vedea care sunt rezultatele, oricum palmaresul și blazonul practic aparțin Consiliului Local. Practic v-ați întâlnit cu cei 50 de oameni importanți? Întâlnirea globală va fi în luna septembrie, pentru că oamenii sunt plecați în vacanță după primul contact pe care l-am avut, dar la nivel personal am discutat cu mai multe firme clujene care au și discutat, am înțeles, cu Ana Maria Prodan. Nu știu exact care sunt concluziile întâlnirii, dar unii dintre ei deja au abordat-o pe Ana Maria Prodan. Adânsa vă tot acuză la fiecare declarație pe care o facem public, sare la gâtul dumneavoastră, ca să zic așa, că nu faceți nimic. Eu v-am spus că 10 miliarde de lei n-au fost cheltuiți, ci sunt pregătiți pentru Universitatea Cluj. Sprijinim cu poliția locală fiecare meci al Universității de la Cluj, sprijinim prin ceea ce putem ca mediere, ca oamenii de afaceri să sprijine clubul Universitatea. Asta este ceea ce poate face primăria în acest moment. Și de când sunteți dispus să dați acești bani? În momentul în care sperăm la începutul sesiunii parlamentare se va aproba în Parlament proiectul de lege pe care
l-am înaintat Parlamentului, am dat aviz favorabil în calitate de prim-ministru pentru aprobarea lui și în acel moment, repet, banii nu au fost cheltuiți, sunt în buget cei 10 miliarde pentru Universitatea și cei 10 miliarde pentru CFR Cluj, aceste resurse financiare, chiar dacă, repet, nu stăm într-o situație foarte, foarte roz, dar am protejat acești bani pentru a fi alocați mișcării sportive din municipiu, pentru fotbal în special. Conducerea universității n-a fost de acord să acordați banii prin fundație? Nu au prezentat proiecte care să satisfacă exigențele legale până în acest moment, deși eu i-am invitat pentru soluții alternative de finanțare. Probabil că nu le acoperă ceea ce ei doresc cu echipa de fotbal. Dar noi, pe orice formulă legală, suntem dispuși să acordăm acești bani pentru că sunt pregătiți pentru universitatea. Prin fundație s-ar duce pentru echipele de tineret. Poftiți? Prin fundație ar merge spre echipele de tineret. Dacă ei ne vor prezenta, am invitat juristul universității la discuție cu colegii mei din primărie, așteptăm depunerea proiectului și suntem deschiși să organizăm și o ședință de Consiliul Local dacă aceste proiecte vor fi depuse pentru a aloca acești bani, care, repet, există. Nu au fost cheltuiți până în acest moment, deși ar fi foarte multe necesități pentru Cluj. Știți bine că încă sunt foarte multe solicitări pentru străzi sau pentru extinderea iluminatului public și acei bani foarte ușor ar putea fi mutați acum acolo. Am refuzat însă, sperând că vom putea găsi soluții pentru sprijinirea și universității și a CFR-ului. Ce șanse are noua alianță în care să facă parte și PDL? Poftiți? Noua alianță în care să facă parte. Cum răspundeți suspiciunilor că ar fi o tentativă de refațadizare a PDL-ului după modelul practicat de unele organizații județene la locale? Decizia, evident că aparține Biroului Permanent Național al Partidului Democrat Liberal. Eu pot doar să spun un lucru, că pentru alegerile din toamnă este absolut necesar să existe o coagulare a forțelor de centru-dreapta, așa cum există pe cealaltă parte o coagulare a forțelor de centru-stânga. E firesc ca românii la vot să aibă cele două opțiuni majore, o opțiune de stânga, ce și-a demonstrat în ultimele luni incapacitatea de a guverna, mă refer la USL, și o opțiune de centru-dreapta, care, repet, a fost validată internațional, rezultate economice au adus stabilitatea acestei țări și ceea ce astăzi au cei de la USL este rezultatul muncii guvernării de centru-dreapta din perioada anterioară, cu costurile politice pe care le-am plătit.